Dacă există și o altă definiție pe acestui cuvânt, alta decât cea din dicționare, succes nu înseamnă un rezultat obținut la un moment dat, ci drumul, călătoria până acolo. Bucuria pură de a face lucruri în care crezi și șansa de a împărți bucuria asta și cu alții. În așa fel încât atingerea unei destinații să fie punctul de început al unei noi călătorii. Dincolo de călătoria profesiei pe care o practic de peste 25 de ani, teatrul e o pasiune veche venită din copilărie. Un alt fel de a călători care se suprapune perfect deseori cu drumul real între două lumi fascinante, Bucureștiul și Clujul. Uite așa mă trezesc vorbind de la o vreme și n-am nicio explicație pentru treaba asta. Era chinuitor. Hai să ne oprim un pic aici, Alex. Să mai lăsăm ușor umerii, un pic mai relaxat și cu un pic, nu neapărat mai puțin vesel, un pic mai angajat. Un pic mai angajat să-i convingem că avem o problemă. După care l-am înatat tot. Hai! Iar teatrul e o călătorie care nu poate fi solitară. Aici, partenerii de drum și întâlnirile cu ei fac parte din esența și din bucuria acestei călătorii. Acțiune! Teatrul și filmul sunt prin natura lor locuri de întâlnire ale oamenilor. Stații din care se pleacă sau în care se revine de la drumuri spre destinații dintre cele mai diferite. Pe Alex și pe Andreea i-am cunoscut cu 10 ani în urmă. Ea era elevă prin clasa 9-a sau a 10-a, el termina liceul și dădea examen la actorie. Începuseră unul dintre cele mai frumoase fenomene culturale pe care le-am văzut vreodată, un festival de teatru și educație prin teatru pentru liceeni. Împreună cu alți prieteni i-am susținut și i-am admirat pentru ceea ce făceau. I-am văzut crescând și devenind foarte buni în meseriile lor. Cu Alex am lucrat deja la un spectacol. E un actor despre care sunt sigur că se va auzi. Iar Andreea e un scenarist și regizor aflat la început de drum care primește deja confirmări. Nici acum n-au abandonat festivalul pe care l-au început când erau elevi. Hai să vedem expoziția lui Dragoș Buhagiar. Ai timp? Da, cum să nu? Și atunci... Parcă asta intra în scenă, plină de actori, de magic, pe muzica lui Vlaicu Golcea, era tot, era împachetat, teatru se năștea din barca asta, se despacheta, se transforma în scenă, începeau să joace. Era cu totul altceva. Da. Călătoresc între două orașe, unul în care lucrez și altul în care locuiesc. De amândouă mă leagă câte ceva profund, deși sunt locuri destul de diferite. Călătoria între două lumi fascinante, Bucureștiul și Clujul, are la mijlocul distanței un punct de oprire deopotrivă de fascinant, Sibiul. Am lucrat și aici la un spectacol de teatru pentru care am scris un text și e o mare plăcere de fiecare dată să mă opresc în oraș și să mă văd cu unii dintre colegii cu care am colaborat la spectacol. Bogdan Sărătean a fost asistentul de regie când am lucrat aici, dar e un actor foarte talentat care în ultimii ani s-a apropiat din ce în ce mai mult de meseria de regizor. Cum merge spectacolul? Păi s-a jucat acum în octombrie de două ori cu sala plină, într-o joi și într-o vineri. Mai mult de atât ce se spune. Drumul cu mașina e o călătorie la fel de fascinantă ca cea pe care o fac alături de prieteni când lucrez la o emisiune sau la un spectacol. Tumultul Bucureștiului, viteza cu care se întâmplă lucrurile, diversitatea orașului mare, spațiul intim al Sibiului venit din istorie atât de ordonat și de bine păstrat, apoi spațiul pe care îl numesc acasă, Clujul, cu toată energia sa universitară, cu străzile înguste și cu aerul acela de oraș care te invită mereu să-l descoperi. Servus! Salut, Ion! Ce faci? Bine. Pe Ion îl știu de când era elev în primele clase de liceu și pe el l-am văzut crescând, devenind student la filmologie, masterand, scenarist și regizor, câștigător al unui premiu de debut la Festivalul Internațional de Film Transilvania, iar acum doctorand în istoria artei.
Ne vedem atunci când ajung la Cluj, îmi arată la ce am mai lucrat, analizăm spectacole de teatru sau filme sau îmi dă să citesc cronicile pe care le scrie. Deci asta e varianta de 110 minute. 7. 7. O oră și 10. O oră și 10 minute. Călătoria e departe de a se încheia odată ce ai ajuns la o destinație. E doar un punct din care începe o alta. Destinațiile sunt lumi fascinante în care poți să zăbovești o vreme, dar frumusețea lor se vede și mai bine atunci când călătorești. Jocul distanței sau al apropierii, partenerii de drum, poveștile, fiecare imagine, fiecare detaliu, toate astea sunt părți ale călătoriei. Da, orice destinație nu e punctul terminus al unui drum, ci locul de unde pleci în următorul.